Ploaia din această seară și temperaturile negative au transformat drumurile în adevărate patinoare. În apropiere de Hâncești, din cauza ghețușului, 50 de mașini au rămas blocate, printre care și un autobuz cu copii. Nici în capitală nu se circulă mai ușor. Din cauza poleiului, mașinile patinează pe străzi, iar dealurile sunt adevărate provocări pentru șoferi. Nici pneurile de iarnă și nici îndemnarea nu i-a ajutat pe șoferi să circule pe ghețuș fără să patineze. La periferia orașului, străzile au fost adevărate capcane de gheață, chiar pentru autospeciale. Șoferii au circulat cu viteză redusă și cu sistemul de avarie conectat. E cu frică, pur și simplu, nu e străpit drumul, e greu de mers. Nici pietonilor nu le-a fost mai ușor. N-au presurat nimic. Trebuie să presoare ceva antiderapant, ceva, niște nisip, măcar niște sare. Ghețușul a creat probleme și pe drumurile din țară. Pe traseul Chișinău-Hâncești, în această seară, peste 50 de mașini au rămas blocate. Ne aflăm în porțiunea de drum Leova-Hâncești, între satul Kniazevka și Sărata Galbenă, la o cotitură, la o curbă periculoasă. E un ghețuș ca patinoarul. Cred că vreo 50, poate și mai multe mașini nu le văd. Și un autobuz, practic, s-a întors perpendicular pe drum, plin cu oameni și cu copii, văd că am telefonat la poliție, la 902, ne-au închis telefonul, văd că deja s-a apropiat și poliția și împrăștiem nasip, încercăm să ieșim. Mâine dimineață va fi și mai grav, deoarece pe parcursul nopții vom avea minime de până la minus 4 grade. Meteorologii au emis cod galben de polei până mâine. Începând de marți, vremea se va încălzi ușor, iar pe parcursul zilei vom avea maxime de 5 grade.